Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și pe voi vă binecuvântăm pe toți din casa Domnului. Să fiți binecuvântați voi, casa de Domnului. Amin. Dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare. Deschidem Sfânta Scriptură, Matei, capitolul 25. Citim primele 13 versete. Matei 25, începe citirea va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candele și au ieșit în întâmpinarea mirilor. 5 de ei erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite că și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vasă. Fiindcă mirile se povea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirile, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acele s-au sculat și s-au pregătit candele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-le de unde lemnul vostru, ele se schimb candele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, dar nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vă întâlnesc, cumpărați-le. Pentru că se ducea unde se cumpără un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata, au intrat cu ele în odaia de muntă, s-a întâmplat. Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și le-au zis, Doamne, Doamne, deschide-le! Dar el, trebuie răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vedeți, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Amin. Domnul să ne pasă la mână. Foarte cunoscut, de la început vă spun că nu vă surprind cu nicio noutate. De 2000 de ani predică din textul acesta predicatori, frații noștri, și mi-am propus în seara aceasta doar să repet câteva cuvinte pe care dumneavoastră le-ați mai auzit. Eu cred că greutatea acestei pilde stă de fapt în versetul 13. Când Domnul spunea ca o concluzie, vegheați, căci nu știți nici ziua, nici ceasul când va veni Fiul omului. Despre revenirea Domnului Iisus am auzit cu toții. E o problemă care pe unii oameni interesează, pe unii nu. Pe cei mai mulți ar interesa exact data, ziua. De aceea se fac calcul, se dau pronosticuri, se fac greșeli. Eu vă spun în ziua, nu știu. Ceva îmi spune numai că e aproape. Pe unii interesează exact desfășurarea evenimentului. Oare cum o să fie? Eu am încercat să fac un exercițiu de imaginație și vorba lui Dionisă Ghiucit, mintea pe care nu poate înțelege. În Amos, capitolul 5, versetul 18, întreba profetul, ce așteptați de la ziua aceea? Va fi întuneric și nu va fi lumină. În Apocalipsa 6, 12, când a rupt mielul pe cetea a 6-a, s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna roșie ca sângele, iar stelele cădeau, imaginați-vă voi, stelele cădeau pe pământ cum cad smochinele verzi când sunt scuturate de un vânt puternic. Petru spunea că într-o zi, cerurile vor trece cu trosnete. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Imaginați-vă, cum o să fie asta? Vin unii să spun că va lovi pământul, va fi lovit de un meteorit mare. Alții vă spun că va fi o aliniere, nu știu cum, eu nu știu. Și dacă eu nu știu ce să vă spun. Când spune cuvântul Domnului că cerurile s-au făcut sub, ca o carte, și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Munții și ostroavele s-au mutat din locul lor. Oare cum o să fie? Am rămas la un al treilea punct în ce privește venirea Domnului. Atitudinea care o avem noi față de venirea Domnului.
când citeam cuvântul, eram într-un grup de frați și citeam așa singur, fără să spună nimeni, pilda celor 10 fecioare. Un frate s-a lipit de mine și a spus, îmi sugerez un titlu. Îl spune. Dar folosesc? Spune. Dacă îl place, folosesc. El de aici ia, spune, fă o predică și intitulează-o așa. Împreună, dar nu în fir. Și a spus, îmi place. De aici să predic. Împreună, dar nu la fel. Când vorbim de revenirea Domnului Iisus, oamenii se împart în categorii diferite. În prima categorie, cred că sunt acei care chiar nu interesează. Dezinteresați. Suntem împreună. Locuim toți în mici, da? Împreună la primărie, împreună la școală, împreună la spital, împreună la piață, împreună pe stradă, dar nu toți așteaptă pe Domnul. Nu. Unii l-așteaptă, iar alții nu. Tu de care ești? Tu l-aștepți pe Domnul? Unii, domne, sunt dezinteresați. Dar place să spun că sunt cei nepocăiți, că sunt oamenii fără Dumnezeu. Dar s-a stricurat așa o îndoială, o întrebare. Oare or fi și printre pocăiți din aceia care nu interesează venirea Domnului? Da. Oare se gândește? Alte categorie sunt bajocoritorii de care vorbea Petru. 2 Petru, capitolul 3, de la 3 în jos. Să știi că în zilele din urmă vor veni bajocoritori prinde bajocul care ai trăit după poftile lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Că de când au adormit părinții noștri, toate lucrurile sunt ca la începutul zidirii, când a timp să facă, nu știu, odinioare era un cer și un pământ scos din apă și cu ajutorul apii și că lumea de atunci a venit înecată prin apă, iar cerul și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată. Unii sunt majocoritori. Lasă-mă, Domnule, în pace cu venirea. Lasă-mă, Domnule, în pace cu sfârșitul lumii. Că asta au spus-o bunicii noștri, asta au spus-o tot și nu mai veni sfârșitul lumii. Ați întâlnit oameni în aceștia? Oameni batjocoritori. Să nu fie vreunul aici. Unii sunt rătăciți ei însuși. În 2 Timotei, capitolul 2, versetul 18, Pavel vorbea de doi oameni, de Imeneu și Filet. Ei spun că au și venit învierea și răstoarnă credința multora. Oamenii care sunt rătăciți ei, sunt rătăcești și pe alții. Nu fiți de aceea. Mai este o patra categorie de creștini care îl așteaptă pe Domnul. Și Biblia vorbește de venirea Domnului. Când Domnul a fost acoperit cu un nor în Cartea Fapte, capitolul 1, versetul 10 și 11, ei se uitau după Domnul lor, după învățătorul. Și au venit doi bărbați îmbrăcați în alb și li s-au spus, bărbați galileieni, pentru ce stați cu privirea pironită și vă uitați? Acest Iisus, iarăși o să vină. Așteptăm? Iacob spunea, capitolul 5, versetul 7, fiți îndelung răbdători până la venirea Domnului. Pavel spunea în Tesalonicenii, la 4, la 13 până la 18, nu voi, frate, o să fiți în recunoștință despre cei care au adormit, ca să vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Dacă noi credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu El pe cei ce au adormit în Domnul. Vorbește Biblia și în versetul 18 spunea, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Revenirea Domnului în slavă, întâlnirea cu cei dragi ai noștri, e motiv de mângâiere. Și bineînțeles, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Patru categorii de oameni cu atitudini diferite față de evenimentul acesta al revenirii Domnului. Că eu am pus accent pe versetul 13, zis de Domnul, vegheați că nu știți când va veni Fiul Omului. Suntem împreună în plădiri. Suntem împreună în adunare. Hai definește categoria tu dintre care ești. Că putem continua exemplele celor care au fost împreună, dar n-au fost la fel. Și Biblia e plină de altfel de exemple. Exodul,
Ea se pleacă din Gosen, evrei. Un exod masiv, 2-3 milioane de oameni. Ținta lor îi e Gilgalul, dincolo de Iordan. Când ajung la hotarele Canaanului, însă aleși pe sprânceană câte o iscoadă din fiecare seminție. Cei mai abili, cei mai inteligenți, cu spirit de observație, un sportiv probabil, cu capacitatea de a spune iscoadă trimise în țara dușmană. Și au ales pe toți așa, unul și unul. Și-au plecat, au iscodit țara 40 de zile. Au cules informații și-au venit cu raport. Ba încă doi din Valea Iscului au luat un struguri pe o prăjire. Și acum dau raportul. Țara e foarte bună, e grozavă, e pământ mănos. Uite ce struguri avem. Dar cetățile sunt tărite, oamenii sunt uriași, ăia ne mănâncă. Ba încă am văzut acolo pe filul Anac, noi facem ei și fata lor, parcă eram niște lăcuste. Și-au pierdut curajul. 6, că dintre toți ăștia 12, numai Iosua fiul Nun și Caleb fiul Iefune au sărit în mijlocul lor și au rupt hainele. Le-au spus, oameni buni, dacă Dumnezeu e cu noi, o să cucerim țara. Versetul 24 din același numer 14 spunea Dumnezeu, pentru că Caleb a fost însuflețit de un alt duh. Versetul 38, numai ăștia doi au intrat în casă. Tu de care ești? Tu de care ești? Dintre cei care au iscodit țara, din cei 12, 10 au înnegrit țara și au muiat inima poporului. Mă, au plecat, erau la fel. Au împiunut, aleau că sunt la fel. Dar nu erau la fel. Unii aveau un duh, alții aveau alt duh. Tu de care duh ești însuflețit? Ai un duh de frică? Ai un duh de teamă? Încerci să te scurajezi că nu se poate? Sau ești ca cei doi bărbați, spune, dacă Dumnezeu e cu noi, ne dă biruința. Amin? Nu o să ne însuflețească duhul ăsta și pe noi. Sau dacă vreți un alt exemplu, pleacă un o oaste puternică, câtă frunză și iarbă, mulți, mulți, mulți. Și el a adunat și el, până la urmă, 32.000 de oameni. Băieți tineri, bine înarmați, cu traistea, cu merinde, cu arc, cu suliță, o plecare. Și Dumnezeu îi spune, Gedeon, dacă voi câștigați lupta, o să credeți că voi ați câștigat prea mult. Trimite-o până acasă și se face o strigare. Cine e frumos să plece acasă? Știți cât au plecat? 22.000 de oameni. Cum au justificat plecarea? Nu știu, de multe ori m-am gândit. Poate era unul care avea o prietenă în cetatea lui și-o luat rămas bun că plec la război și-o luat armăsarul din grajd și scutul și eu am plecat la război. După mine să-l vezi înapoi. Dar ce-i plăsit? Ce le-o fi spus? O fi găsit, e ce am zis, m-am temut, am venit înapoi acasă. Păi nu am mai mărit cu tine în veci, nu? Dar cu așa fricos. Nu știu cum o justificat, dar știu că din 32.000 care plăteam așa de un corp de oaste compact, nu erau la fel. 22 erau fricoși. O mai rămas 10.000 și Domnul zice, mult, e de ori, mult. Fă o triere, coboară la apă și pune să bea apă. Și unii s-au plecat și-au băut apă așa din pârâu. Alții luau apa cu pumnul și se uitau. Și erau vreo 300, o să văd ăștia. Că ăștia sunt foarte atenți. Cu ăștia ai biruință. Ei toți păreau la fel, nu erau la fel. Împreună, dar nu la fel. În biserica primară coboară Duhul Sfânt, îi umple cu Duhul Sfânt, trăire de obște, Barnaba fiul mângâiere, vin cu ogor, alții vând ogoare, pun la picioarele apostolilor. Era o adunare frumoasă. Și spune Scriptura pentru familie, și-au pus de gând o vândută și ei o fumară, o pus la picioarele apostolilor, dar nu a dat toți banii ca ceilalți. Aprecierea pentru poate mai mult ca ceilalți. Dar avea o viclenie. Ați auzit de Anania și Safira, da?
Ei erau împreună la Ierusalim, în adunare. Era frumos la adunare, dar nu erau la fel. Atâta stau să mă gândesc, știți care e teama mea mare? Că la cele 10 picioarele diferențele par foarte mici. Și până când au venit mirele, aproape că nu se vorbesc de ele. Dar după ce au venit mirele, diferențele sunt foarte mari. Și numai de diferența asta se vorbește. Eu stau în adunare de aproape 60 de ani. Și vreau să fiu împreună cu frații mei. Amen. Și mă gândesc oare ce mai trebuie, Doamne. Dacă lipsești ceva, spune-mi o lucru să nu au pentru zi. Te-ai gândit în mod serios că la revenirea ta vei sta în fața Domnului și trebuie să fii cu totul pregătit? Doamne ajută-ne, amin. Ne apropiem acum cu pilda aceasta. Și între cei care așteaptă pe Domnul întâlnim 10 fecioare. Ei toate așteaptă pe Domnul. Dar aș vrea să vorbesc de prima categorie. Și gândul meu l-am intitulat așteptări identice, dar pregătiri diferite. Așteptări identice, toate le așteaptă, așa de mult se asemănau. Toate fecioare, toate aveau candele, toate așteptau pe mire, toate au adormit, toate s-au trezit, toate au ieșit în întâmpinare. Vedeți cât de bine semănau? Așteptările lor erau identice, dar pregătirea era diferită. Când le prezintă Scriptura, întâi vorbește de primele de ei. Se vorbește de statutul lor, în oprile astea. Cinci din ei erau nechipzuite. Așa le numește la început. Eu mă gândeam, dar nu vreau să fac teoria chibritului. Știți care întrebarea aceea? De ce fosforul e la un cap și nu la celălalt? Care poate explica? Eu mă gândeam, fecioarele astea n-au luat un de lemn pentru că erau nechipzuite sau erau nechipzuite pentru că n-au luat un de lemn. Și până la urmă, ce mai contează? Pe mine m-a făcut curios statutul ăsta de nechipzuit. Întâi spune, cinci erau nechipzuite. Eu vreau să văd. Eu sunt chipzuit sau nechipzuit? Eu am spus, Doamne Iisuse, eu sunt în adunare, am îmbătrânit pe băncile adunării. Oare pot fi eu nechipzuit? Cum arată în Scriptură un om nechipzuit? Și am văzut în Sfânta Scriptură că unii își dovedesc nechipzuința prin modul în care vorbesc. Foarte clar se vede nechipzuința unui om. Pentru că în Efeseni 5:4 spuneam să nu se audă între voi nici cuvinte porcoase, nici glume proaste, nici vorbe nechipzuite. Mai folosim vocabular indecent în anii ăștia? În adunare, între frați, când dăm noi drumul la câteodată, mai folosim astfel de vorbe, asta e dovadă de nechipzuință. Dumnezeu să le dea înțelepciune. Și așa m-am gândit, oare folosesc eu așa ceva? Spuneam altă dată, născut în pocăință, eu, de exemplu, n-am jurat niciodată. N-am jurat niciodată și vă mai spun ceva. Deci cum vine să povesteam altă, m-a lovit când lucram la serviciu, mi-a tras un pic de unghi, în câteva secunde s-a făcut albastru, măi, mă ardea la inimă, nu alta. Umblam cu deii sub atelier, făceam, nu mai puteam. Unul spune, înjur și se lece. Și nu mi-a venit să înjur. Și n-am înjurat. Mai sunt care au un vocabular indecent la o pornire din asta nervoasă, că firea, de mir la dânsă. Ăștia sunt nechipzuiți. Seamnă cu fecioarele acelea. Că ăsta e statutul din nechipzuit. Sau spune, de exemplu, în psalmul 31. E un psalm în care omul Dumnezeu are vrăjmaș, are necazuri, are probleme, își pierde rădejdea. Și în versetul 22 spunea, în pornirea mea nechipzuită, zicea, sunt aruncat de fața Domnului. Ați fost cuprinși odată așa de depresie, de descurajare. Să nu mai ai curajul să trăiești pocăința, să nu mai ai curajul să te rogi, să spui, în pornire nechipzuită, ziceam. Dar era o pornire nechipzuită. Că mai jos psalmistul spune,
dar tu ai ascultat rugăciunile mele și ai răspuns la glasul cerurilor mele. Frații mei, nu ne părăsește Dumnezeu. Trecem prin necazuri, avem probleme, probleme în familie, probleme în adunare, probleme cu cei dragi a noștri. Nu spune niciodată, m-a îndepărtat, m-a alungat Dumnezeu din fața lui. Nu, nu. El spune că pe cel ce vine la mine, nu îl voi izbunea. Asta e toată pornirea nechipzuită. Vi s-a întâmplat? De atunci de când am cercetat cuvântul ăsta, sunt mai atent. Doamne, vreau mai degrabă credință decât necredință. Apropo de vorbire nechipzuită, vine Aron la Moise, la fratele, în Numeri, capitolul 12, cu versetul 11, și spune, acum, nu ne fă să purtăm povara păcatelor noastre, căci am lucrat ca niște, am vorbit ca niște nechipzuiți. Știți ce a făcut? Ce a făcut Aron și cu Maria, cu sora sa, știi careva? O vorbit din rău conducătorul, și la frate cu Dumnezeu, de frumos. De poporul, Sfânt Domnul vorbește prin toți, cine ești tu de te ridici mai presus? Mă, acum atenție la întrebarea mea. Vi s-a întâmplat vreodată să vorbiți de rău pe cineva din cărmuirea adunării? Nu? Ce pocăință! Slavă Domnului! Că dacă facem lucrul ăsta, arătăm că suntem nechipzuiți. Aron recunoaște. Și acum zic că am vorbit ca niște nechipzuiți. Dar nouă Domnul să ne dea înțelepciune. Amin? Acum mai spune cuvântul Domnului că nechipzuință înseamnă la cineva își părăsește calea, să abate de la țintă. În cântarea lui Moise din Deuteronom, capitolul 32, el vorbește de mărimea lui Dumnezeu, de lucrările lui Dumnezeu. Dar în versetul 5, 6, 7 spune acolo, dar poporul s-a stricat. Și în versetul 6, popor nechipzuit, așa răsplătiți voi bunătățile Domnului. În versetul următor spune, întreabă pe bătrâni, când nu ții cont de sfatul bătrânilor, de începuturile frumoase, de vârsta de oameni, spunea Moise, care au fost înaintea ta, dăm dovadă de nechipzuire. Și eu atâta m-am gândit, acum cu dumneavoastră nu am nimic, nici nu vă cunosc. Dar m-am gândit, cinci din ele erau nechipzuite. Atenție la vorbă. Atenție la cărarea pe care o mergem. Să nu ne stricăm, să nu abandonăm lupta. Încă la 3:3 spune, o, galatenii nechipzuiți, ați început cu Duhul și vreți să vă sfârșiți cu firea? Este careva la dejul la adunare care a fost mai plin de Duh înainte? Care s-a rugat mai mult înainte? Și acum îi în pericol să slujească cu firea? Eu chiar mă tem de prea multă slujire cu firea. Întâmplată prin fire, predică din fire, programe din fire. Și Pavel spunea, galatenii nechipzuiți, ați începutul cu Duhul, de ce nu să sfârșiți cu firea? Dumnezeu să ne dea înțelepciunea. Apoi în Matei 7:26 spunea Domnul Iisus că pe cel care aude cuvintele mele, dar nu le împlinește, seamănă cu un om nechipzuit care și-o zidit casa pe nisip. Ăștia sunt oameni și pocăiți de vreme bună. Ei nu s-au gândit că o să vină furtună, ploi, vânt și voaie, nu s-au gândit. Nu știu cât o stat casa acolo în picioare, o săptămână, o lună, ani, nu știu, că nu arată Biblia. Dar spune că această casă, la un moment dat, a fost încercată. Când a venit încercarea, s-a prăbușit, că stăpânul a fost nechipzuit. Când am plecat pe calea pocăință, noi am plecat cu ajutorul Dumnezeu, dar ne-am făcut bine socotelele. Bătrânii noștri, când înainte de a ne scufunda, era câte o fată și o întreba, dar dacă n-ai să te poți mărita și o să nu o să ai băieți, să fii un băiat din lume, ești mărit? Nu, plângeau fetele. Dar dacă tu ca băieț la lucru, o să te dai afară când mergi la defilare, ce ai să faci? Nu mă las brațul. Și îi puneau multe întrebări. Pentru că eu când am pornit pe calea pocăință, m-am pornit și pe vreme bună, dar și pe vreme rea. Și prin binecuvântări, dar și prin necazuri. Dumnezeu să ne dea pricepere, amin? Cinci din ele erau nechipzuite. Poate
poate de ce nu și-au luat undele. Hai să vedem în ce fel de țuirea noastră trebuie mai mântuiești. Și spune că ele când și-au luat candelele, n-au luat și undele în vață. Eu am spus o pregătire superficială, cum să o numim? Din interes, o așteptare cu lehame din asta că mi-ajunge, să-i spune nepăsare, că ne vrei încât 2 cu 2 și 3 acolo spune că dacă cei care n-au ascultat au primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire așa de mare? Mântuirea asta care ne-o dă Domnul în seara aceasta e o mântuire mare. Ești interesat de ea? Sau ești nepăsător? Pavel îi spunea lui Timotei 4 cu 14, nu fi nepăsător de dar care este în tine și care ți-a fost dat cu punerea mâinii către ceata prezbiților. Pe tine Dumnezeu când te-a chemat la pocăință, te-a chemat în adunare, ți-a dat ceva de lucru, ți-a dăruit un dar, ce-ai făcut cu el? Lucrezi cu darul ăsta în adunare sau suntem nepăsători? Am început cu Duhul și o sfârșim cu firea. Dumnezeu să ne ierte, amin? Fecioarele acestea, când au luat candelele, pe ele s-au pregătit, n-au luat și unde lemn. De ce? De ce nu duci mântuirea până la capăt? Nu? De ce nu iubești până la capăt? De ce nu iei totul? Cât îți mai trebuia? Dar ca să iei unde lemn, se cerea un efort. Dacă unde lemn e drept că e Duhul Sfânt, apoi trebuie stăruință, apoi trebuie rugăciuni, trebuie viață curată. În biserica din Sărbina am avut 3 săptămâni la rând stăruință. Frații mei, la rugăciunile de stăruință n-a fost nicio rugăciune mai scurtă de o oră. Când n-am avut mai scurtă de o oră. Domnul a botezat fete și băieți. Și ce mă bucur în mod deosebit, că Dumnezeu începe să împlinească promisiunile care le-a făcut. Tinerii și tinerii voștri vor proroci. Avem acum fete care prorocesc. După rugăciune la programe din astea obișnuite, să vedem că am avut o vedere. Avem băieți care prorocesc 20-21 de ani. Să vedem că se prorocesc cu exactitate uimitoare. Că Dumnezeu împlinește făgăduințele. Asta înseamnă umplere cu Duh. Asta înseamnă să iei un de lemn. Că nu știu ziua de mâine ce va fi. Dar acum putem să facem. Fecioarele au dat dovadă în neghițuință pentru că au tratat superficial pregătirea lor. Ba încă, mai am un gând aici, au calculat greșit vremea pregătirii. Au spus, mai pregătim noi. Nu dormim. Când ne-am trezit, vom fi mai odihnite și ne pregătim. Nu se mai poate atunci. Ei chiar au încercat să pregătească. Când au văzut că li se stâng campul, ascultați-ne de unde lemnul vostru. El era într-o pregătire febrilă. Nu au mai avut parte. Pentru că scrie în Evrei capitolul 4 cu versetul 1, să luăm dar bine seama, atâta vreme când stă în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească? Venim prea târziu. Momentul potrivit pentru pocăință îi seara asta, amin? Eu mă gândeam la visul lui Faraon, interesant. Este în Nil 7 vaci grase și frumoase. Șapte vaci, spune Biblia, slabe, sfrijite. Și le mănâncă pe ale voastre. Mai vede faraon 7 spice pline. Și vede 7 spice uscate și seci. Și le mănâncă pe ale. Și tulburat faraon, nu știe ce să facă. Până la urmă, paharnicul saldează situația. O întemniță este un care tălmăcește visele. În Geneza 4, cu versetul 14, trimite după spune în fața împăratului, spune că s-a schimbat hainele, s-a urmărit, nu poți să fie așa, s-a pregătit și se duce în fața lui Faraon și îi tâlmăcește visul. 7 ani de bărăsire și 7 ani de sărăcie. Dacă Faraon spunea, în al 6-lea an, mureau de foame. Nu mai erau primiți, nu era imens de greu. Dar cum a auzit tâlmăcirea, s-a apucat de treabă. Fraților, noi trebuie să strângem de astăzi, să luăm hotărâri de pocăință din prima seară de evangelizare, să venim la evangelizare din prima seară, azi mă duc sâmbătă și duminică la închiere, s-ar putea să fie târziu atunci,
Sau mă gândeam la un om al lui Dumnezeu care intră prin cetate și strigă așa, încă 40 de zile cetatea va fi nimicită. Vestea ajunge, care de o zi o mers, cu aceeași prorocie, cu aceeași predică. Aud locuitorul din Ninive, aude împăratul și dă decret. De a doua zi, post rugăciune, oameni și animale. Dar nu puteau să spună cât 40? În 39 să ne pocăim. Cine știe dacă îi mai trăiau zilele astea? Spuneam eu, am auzit că, am citit undeva, spunea un filozof, că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Oameni care au vrut să se pocăiască, dar nu au mai apucat. Care au vrut să meargă la niște orfani să-i ajute, nu au mai apucat. Care au vrut să viziteze un bolnav și nu au mai apucat. La noi a predicat un frate presbiter, tot din Matei 5, a fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Și a întrebat, când ați văzut ultima dată? Noi ne ducem, să-i ducem un cadou, să-i ducem ceva, o ciocolată, să-i ducem un suc. Nu spune Biblia asta, că bolnavul nu are nevoie de asta. Domnul spune, și voi ați venit. Când ai văzut ultima dată un bolnav? Frații mei, noi trebuie să ne ducem pocăința mai mare, mai bună din seara asta, amin? Doamne ajută-ne la asta. Ca nu cumva să fim prea târziu. Știți care au fost urmările nechipzuințelor? Au început să stângă. Ați văzut un pocăit așa, care în vreme îndreptările să stângi candela? Este câte un fum gros după el, că nu mai știe, pocăit sau nipocăit, să ne păzească Dumnezeu. Și au avut parte de o întârziere fatală. Nu pot explica, nici n-am încercat la o găsit, ulei, cum spune. Dar când au ajuns, spune Biblia că ușa era închisă, era încuiată. Eu am în mintea mea imaginea a trei uși. Dacă o rețineți, poate ar fi bine. Prima ușă, Apocalipsa 3 cu 20. Iată, eu stau la ușă și, ba, dacă aude cineva și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Înseamnă că eu sunt proprietar, eu sunt patronul, Domnul stă și bate la ușa mea, dragul și loitor, bate, de cum a bate și aia, la ușa mea. Îi deschizi sau nu-i deschizi, ce face? În imaginea unei uși în care tu ești proprietar și tu iei decizia. Dacă vrei, îl lași, dacă nu, îl ții afară. Dar urmează o a doua ușă. Obligatoriu intrăm pe ea. În Marcu, capitolul 15, versetul 46, vorbim de îngroparea Domnului, l-am îngropat într-un mormânt în stâncă și a provălit o piatră la ușa mormântului. Că acum noi trăim, suntem în Dej. Ne plimbăm printre oameni, facem afaceri, Domnul bate, eu nu-i deschid. Mâine s-ar putea să treci prin ușa mormântului. Când a trecut prin ușa mormântului, ajunge la altă lume. Și acum vine o altă ușă. Vine o ușă în care Domnul este plângul și tu bați la ușă. Oare tu se va deschide? Logica e simplă. Dacă tu îi deschizi aici, el îți deschide atunci. Dacă tu îi deschizi acum, el îți deschide atunci. Dacă tu îl ții la ușă acum, el te va ține la ușă atunci. Nu, nu. Dacă îți imagine aceste trei uși, ușa inimii tale la care bate Domnul, ușa mormântului și ușa lui, în care îi se vede. Odată ce stăpânul se va scula în Marcu și va încuia ușa, iar voi veți fi afară și veți bate. Doamne, Doamne, deschide-ne! Nu va bine, deschidem acum. Să ne ajute Domnul. Frații mei, am vorbit de o categorie de oameni care sunt dezinteresați. De una care sunt batjocoritori, de una care sunt rătăciți și de una care așteaptă pe Domnul. Ne-am apropiat de pildă asta. În cele 10 fecioare am vorbit de 5. Unele care aveau statut de nechipzuit. Dar noi am vrea să fim înțelepți în seara asta. Dovada nechipzuințelor. Au avut o pregătire superficială și au calculat greșit momentul pregătirii. Că după ce vine Domnul, nu se mai poate. Spune cuvântul Domnul că Domnul o da niște talanți la cineva.
n-am unul, dar 10 euro, 5 euro, unul, mi-a dat unul și când a venit și a cerut socoteala, ăla cu un talent i-a spus, ești un stăpân aspru, în seceri de unde n-ai semănat, mi-a fost frică, l-am învelit, ia-ți talentul. Știi ce spune stăpânul? Rob, viclean și leneș, legați în mâinile și picioarele, aruncați-l în întunericul de afară, unde va fi prânsul și scrâșnirea dintr-o. Mă întreb, de acolo te mai poți mântui? Acolo te mai poți pocăi? Va veni o zi când ai să vrei să pocăiești, dar o să fie prea târziu. Doresc ca în seara asta să fie seara în care îți iei hotărât de pocăință. Amen. Doamne ajută-ne! Amen. Pentru că spuneam eu, așteptări identice, dar pregătiri diferite. Dacă aș vrea să vorbesc de cele 5 picioare înțelepte, eu am spus șanse identice, dar destine diferite. Toate au avut aceleași șanse, toate erau fecioare, toate așteptau pe Domnul. Dar 5 din ele chiar s-au pregătit. Au dovedit că sunt înțelepte și au făcut din așteptarea aceasta prioritatea vieților. Noi ca și creștini ar trebui să trăim cu gândul la revenirea Domnului. Amin? Nu suntem fanatici. Nu, nu. Eu am copii în familie. Am copii în facultate, am copii în liceu, am copii în școala generală. Eu nu stau în mijlocul obrăză, dar eu îl aștept pe Domnul. Mă trezesc dimineața, am muncit toată viața și continui să muncesc și muncesc greu și muncesc muncă brută câteodată, dar muncesc pentru familia mea. Dar peste toată munca mea și peste așteptările mele mărunte, că eu trăiesc emoția sesiunilor împreună cu copii, trăiesc emoția examenului de admitere, mă bucur de o diplomă, de o notă, de o notă bună la teză, mă bucur, întreb câte notă, dar peste toate așteptările astea mărunte, am o așteptare mai mare, așteptarea revenirii Domnului Iisus. De aceea faceți școală, puneți mâna, învățați, angajați-vă, lucrați, măritați-vă, însurați-vă, faceți familie, dar nu uitați că într-o zi se va striga bine, bine, ieșiți în întâmpinare. De acolo unde ești, trebuie să poți ieși în întâmpinarea mirului. Doamne, ajută-ne! Amen. Ai făcut în așteptarea aceasta o prioritate? În Matei 6, 33, parcă spune, căutați mai întâi împărăția cerului și neprihănirea lui. Și toate acestea vi se vor da pe deasupra. Cauți mai întâi împărăția? Eu am întrebat pe un frate, cum să caut întâi împărăția? Era un frate în vârstă și el spune, dragul, când te trezești dimineața, primul lucru, te dai jos din pat, te rogi. Nu te dă cum să fac, îl fac, eu mă rog, nu poate, vă spun acum, vă rog, eu nu mă rog, nu. Eu mă rog, dar nu întotdeauna, câteodată m-a bucurat, m-a nu m-a rugat, fugi repede înapoi. Și îmi spunea fratele ăsta, deschide-te, citești un verset, gândește-te la ce ai citit. Ar fi bun, nu? Apoi îmi spunea el, mai cânt o cântare, hai, nu te grăbi. Dar spunea, întâlnit la servit, se răzbunit, trezește mai repede, cu un sfert de oră. Atâta numai. Și cântă și o cântare, faceți asta? Mai mormăiesc și eu prin casă câte o cântare. Mai citim, ne mai rugăm. Dar chiar e prioritar în viața noastră mântuirea, împărăția lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne la aceasta. Să ne ajute Domnul să fim mai pocăiți. Fecioarele astea au adormit până la urmă, dar eu vorbesc de o așteptare totuși activă, așteptând și grăbind ziua venirii lui Dumnezeu. Eu trebuia să predic de aici și n-am putut predica. Cum adică așteptând și grăbind venirea Domnului? Cum să grăbesc o venirea Domnului dacă nu au grăbit-o apostolii și apostolul Pavel și Sfință? Cineva spunea că Evanghelia aceasta va fi propovăduită până la marginile pământului, atunci va veni sfârșitul. Și spunea frață, vestiți Evanghelia ca să termine propovăduirea. Sunt multe versete în Scriptură care spun că Dumnezeu are un plan, are o hotărâre, are îngeri din Apocalipsa ținuți acolo pentru ziua și ceasul acela. Și n-am știut, am sunat pe un prieten al meu care e de 20 ceva de ani în Grecia. Și a spus, măi Gheorghiță, cum să înțelegi versetul ăsta? Pot eu grăbi venirea Domnului? El a spus, măi, nu știu. S-a dus la niște prescrieri greci, vechi. O citită din manuscrisul. Aș vrea să spun că o interpretare corectă ar fi așteptând și grăbindu-mă. E ca și cum Domnul suveran ar sta pe loc și noi ne grăbim să mergem înspre El.
Și acum vă întreb, ne grăbim spre Domnul? Să ne ajute Domnul, amin? Eu am fost 35 de ani lucrător la căile ferate. Am fost mecanic locomotivă și pe birou am văzut scene la care venea să plâng și scene la care venea să râd. Toți acolo așteaptă trenul. Oamenii pe peron astea fac, așteaptă trenul. E câte unul săcăitor care merge la implicare și zice, dar vine trenul, dar nu are întârziere, dar nu ce vine. Vine, domnule, lasă-mă în pace, vine trenul. Alții stând pe peron, am văzut unul pus în valiză și-o desfăcut ceasul să-l repare. Când nu împrăștie ceasul, tot a venit trenul, a pus în cutistă și-o intrat la mine să râză. Am văzut câte o cocoană, că pe peroane sunt magazine. S-au dus, au făcut shopping. Trei plăsoaie, dar trenul a plecat și eu mă uitam. Ea fugea cu plăsele în mână, gata, trenul a plecat. Frații mei, când avem o așteptare de asta mare, asta devalorizează pe cele mai mici. Avem așteptări mărunte, eu am așteptări de la copii, de la soție, de la adunare, de la frați. Dar mare așteptare e așteptarea revenirii Domnului. Și apoi în Apocalipsa 4:1 spune acolo, și am văzut o ușă. Și a spus, uite aici și vezi. Dacă tot am vorbit de uși, uși închise, uși deschise. Apostolul Domnului a văzut o ușă și a fost strigat, uite aici și vezi. Și a văzut bucuria întâlnirii cu Domnul. În Evrei capitolul 11, versetul 6 spune că cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Versetul ăsta a fost un verset care mi-a ghidat viața mea. Până l-am întâlnit în Scriptură, părinții mi-au spus, măi, să fii pocăit că Dumnezeu ți-a purtat de grijă. Să fii credincios că Dumnezeu te-a binecuvântat. Și eu cred o cântare care o cântam înainte, spune, nici un pic de sudoare nu va fi de el uitat. Hai să lucrăm cu pocăința. Hai să lucrăm pentru Domnul. Hai să facem de revenirea Domnului o prioritate și Dumnezeu să ne ajute. Eu cred că greutatea pildei cade pe versetul 13. Vegheați, pentru că nu știți nici ceasul, nici ziua în care va veni Fiul omului. În Petru 4:7 spune, fiți dar înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Da? În Evrei 10:24 spune, vegheați asupra altora ca să vă îndemnați la dragoste și la fapte bune. Avem voie să veghem. Eu spun, băi frate, se fum din urma ta, să se stânge candela, vezi că nu mai ai ulei, vezi că-i rugăciune, vezi că-i stăruință, ne îndemnăm la fapte bune, avem dreptul, da? În Evrei 12:16 spune, vegheați ca să nu fie între voi nimeni, curvar sau numesc ca Esau, care pentru mâncare de linte și-a vândut dreptul de întâi născut. Vechem asupra curăției biserice, asupra curăției fraților și a tinerilor, avem voie să vegem. Că prin toate astea, noi vedem că vine Domnul. Doamne, ajută-ne! Marcu cât? 13. Ce vă zic vouă?